Da, aș face copii mai devreme ca să am mai mult timp să stau cu ei. Mă numesc Speranța Iacob, sunt medic primar gastroenterologie și hepatologie de transplant și șef de lucrări. Cuvântul care mă descrie cel mai bine, cred că ar fi conștiinciozitate. Nu am părinți medici, dar de când mă știu, de când eram copil, mă jucam de-a doctorul și bucuria mea cea mai mare era să fac oamenii bine. Deci, pur și simplu, a fost o dorință de mică. Începe de obicei la 4-5 dimineața, când mă scol ca să citesc, să scriu diverse articole, prezentări, proiecte. Mă duc la spital, unde stau între 8 și 12 ore variabil. Apoi mă întorc acasă la copiii mei, care mai petrec câteva ore. Cea mai mare calitate este perseverența, iar cel mai mare defect este acela că sunt perfecționistă. Îmi place foarte mult să călătoresc, să vizitez diverse țări și să fac sport, dar am extrem de puțin timp pentru asta. Nu-mi place să gătesc. Am doi băieți minunați, cu care, din păcate, din punctul meu de vedere, petrec puțin timp. Am sacrificat în principal viața personală și timpul liber. Să nu renunțe niciodată și să continui să fii optimistă, indiferent de greutățile pe care le întâmpină.